la șpăgi, la acuzații de corupție, pentru că există aceste acuzații. Domnule Bușoi, poate că ați auzit interviul sau ați văzut fragmente din acest interviu acordat de domnul Cârstoiu ieri, colegului meu Alex Vlădescu, aici pe B1 TV. Vi s-a părut convingător? Mai e nevoie de vreo conferință de presă? Pentru că sunt comentarii care îl taxează în continuare pe profesorul Cârstoiu, spunând că s-a fofilat, că de fapt ne-a arătat doar o schemă prin care s-a sustras legii, oferind în continuare consultații la privat. Astea sunt comentariile unei anumite părți ale presei. Din punctul meu de vedere, profesorul Cârstoiu m-a convins. Vă spun că este nu doar un profesionist în domeniul ortopediei, nu e relevant pentru bătălia, pentru primăria generală, este însă și un manager foarte bun. Este decanul Facultății de Medicină, prin urmare o persoană care a dovedit prin tot ceea ce a făcut în viața sa profesională că are toate calitățile necesare pentru a conduce, pentru a imprima o viziune unei instituții, fie a Facultatea de Medicină, Spitalul Universitar și, sper, Primăria Municipiului București. Altfel, sigur, atacuri și critici vor veni în continuare. E o bătălie dură, e o bătălie extrem de vizibilă, e o bătălie echilibrată între trei candidați. Actualul primar, care a blocat Bucureștiul și care, în afară de închipuitele lupte cu rechinii imobiliari, nu a făcut nimic concret pentru a rezolva problemele. De ce spuneți închipuite? Pentru că sunt închipuite. Nu există în acest moment problema rechinilor imobiliari în București. Există o lipsă de reguli, dar nu a venit domnul primar cu o viziune nouă, cu reguli noi. Doar a blocat ceea ce era în funcțiune, puzurile de sector, nu a reușit să vină cu o viziune, cu niște principii de înlocuire și marșează în continuare pe povestea asta că el se luptă cu construcțiile legale și rechinii imobiliari. O parte din public îl crede, fiind o discuție foarte facilă. Dar e un candidat redutabil, e primarul în funcție, mai este un primar de sector popular care atrage multe voturi din anumite zone, inclusiv din zona PSD, AUR, simpatizanți, oameni care n-au ocupat niciodată. Și sigur e candidatul Alianței, că având în spate guvernul, primarii de sector și o viziune despre dezvoltarea Bucureștiului, într-o astfel de luptă atât de echilibrată, ne așteptăm din toate direcțiile să vină în continuare atacuri. Din punctul meu de vedere, nu văd o problemă și cred că trebuie să mergem înainte cu profesorul Cârstoiu. Evident însă, dacă liderii celor două partide, având mai multe date decât mine și cercetări sociologice, simt nevoia să existe conferințe de presă sau explicații suplimentare, sunt convins că doctorul Cârstoiu le va oferi publicului în totală transparență și corectitudine. Domnule Gâdei, apar